5 alimente care te îngrașă. Rămâi aici cu mine ca să le descoperi. Primul aliment este înghețata, pentru că conține zahăr și ne ridică glicemia, activează insulina și nu ne ajută să slăbim. Asta nu înseamnă că nu trebuie să o mâncăm niciodată. O înghețată pe săptămână ne dă o stare de bine și e super ok. Un alt aliment care nu ne ajută să slăbim, deci ne îngreașă, sunt prăjiturile, torturile, pentru același discurs de mai înainte, conțin zahăr și nu e ok nici pentru sănătate, nici pentru burtică. Un alt aliment, cartoful, chipsuri de cartofi sau cartofi prăjiți, îngreașă, frate, pentru că sunt făcute în ulei, au sute de mii de calorii acolo și dacă tu vrei să slăbești, trebuie să eviți cartofii prăjiți și chipsurile. Asta nu înseamnă că nu poți să le mănânci niciodată. O dată pe săptămână e super ok pentru sufletelul nostru, dar trebuie să fim echilibrați, pentru că nici la sănătate nu ne face bine prăjala aceea. Mai avem sucurile de fructe, pentru că au fructoză, ridică glicemia, activează insulina și se creează un depozit de ceea ce am mâncat și am băut în loc să ardem grăsimile. Așa că evitați sucurile de fructe, mai ales că alea cumpărate au și zahăr în ele, ca să fie mai dulci și să ne creeze dependență. La același timp și băuturile carbocazoase cu zahăr, dar puteți folosi cele cu zahăr zero. Dar nu, fără să exagerăm, pentru că au alte chestii care nu ne ajută, de exemplu, la celulită să o eliminăm. Așa că e mai bună apa cât mai multă, nu ne face rău, ne face doar bine. Așa că dacă vrei să fii urmărit de mine în dieta Janina, lasă-mi un mesaj. Dacă nu reușești să slăbești, scrie-mi: Jani, nu reușești să slăbești, scrie-mi un mesaj, frate, sau un e-mail, sau ceea ce dorești tu. O zi frumos!